intenția de a demonstra tuturor că nu degeaba a promovat în Liga a doua. Minge respinsă de ispas, unul dintre fundașii centrale ai turnenilor. O clauză a avantajului aplicat acolo de arbitru, pătrunde Calman. Șutul acestuia, gol! Minutul 58, Calman marchează pentru Csíkszereda. Prea multă libertate de mișcare acordată lui Calman Szilárd de către mijlocașii adverși. Nimeni nu l-a atacat acolo, el a avut timp să-și potrivească pașii și să șuteze cu stângul la colțul porții. 1-0, iată ce șut frumos, exact lângă stâlp. Au trecut 4 minute, asta spunea și Valentin Suciu, antrenorul gazdelor. Și punct final, Csíkszereda, Miercurea Ciuc, Turis, Oltul, Turnu Măgurele, 1-0.